Bună dimineața, prieteni, bună dimineața și bine ați venit la matinalul Radio Dinamo 1948. Să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numele de cafea. Sunt Ionuț Zaina, mă bucur să fim împreună în această dimineață la matinal. Alături de mine, colegul și prietenul nostru, Nicu Grameni, căruia îi urăm și acum la mulți ani, deși au trecut câteva zile. Bună dimineața, Nicule! Bună dimineața, Ioane. Era zic bună dimineața, Cătălin, din obișnuință. Da, din obișnuință, da. Bună dimineața, Ionuț, vă salut, prieten, da, mulțumesc de urări, au trecut două zile deja. Așteptăm la anul. Așteptăm la anul, da. Nicule, eu spun că avem multe așteptări weekendul ăsta, pentru că este o etapă extrem de importantă pentru Dinamo, o etapă pe care dacă o parcurgem cu bine, mai ales din punct de vedere al rezultatului direct, ne revine speranța. Speranța pe care am cam pierdut-o în ultimile două meciuri, pe de o parte din cauza jocului slab prestat de băieții noștri, pe de altă parte din cauza greșelilor de arbitraj care ne-au privat de, spun eu, minim 3 puncte. Dar, revenind la așteptări, ce așteptări ai tu de la acest weekend și mai ales de la meciul băieților noștri? Într-adevăr, a fost o săptămână destul de încărcată din punct de vedere sportiv la Dinamo, pentru că dacă spunem la Dinamo, spunem Dinamo total, CS Dinamo, FC Dinamo, absolut tot. Avem așteptări mari în acest weekend, în special mâine de la băieții noștri de la fotbal, pentru că băi, Ioane, bă, dacă nici pe ăștia nu-i bați. Corect. Despre ce? Corect. Da. Corect, nu. Trebuie să învingem, indiferent cine și câți vor fi în tribune. Avem așteptări după aceea, după meci. Eu zic că vom bate și că ne vom reveni, să spunem așa. După care așteptăm decizia comisiei în LPF, Comisiei de Disciplină, care sper eu că va lua decizia corectă de a ne înjumătăți pedeapsa și din etapa următoare să avem și noi șanse egale cu celelalte echipe la lupta pentru evitarea retrogradării. Despre meciul de mâine nu va fi ușor, asta e clar, pentru că și ei vin ca necatul care vede, cel care se neagă, care vede baiul și se agață de el. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim conștienți că fără această victorie nu prea mai avem despre ce să discutăm. Da, este un meci al disperării. Al disperării pentru că, din punctul meu de vedere, orice rezultat în afara victoriei ne duce către baraj. Dacă nu reușim să învingem, obiectivul realizabil devine barajul. Ne pierdem șansa la a rămâne în Liga 1 fără disputarea jocurilor de baraj. Sigur, mai sunt etape, sigur, depindem și de rezultatele indirecte, însă, Doamne ferește, dacă mâine nu obținem cele 3 puncte, atingerea unui loc care să ne permită rămânerea în Liga 1 fără furcile caudine ale unui baraj devine aproape imposibilă sau devine un obiectiv extrem, extrem de greu de atins. Nu spun imposibil, Nicule, pentru că rămânând 6 jocuri, 5 jocuri în afară de ăsta, orice se poate întâmpla, dar clar, în mod clar, noi avem nevoie de victorie mâine ca să ne putem atinge acel obiectiv de a rămâne în Liga 1 fără baraj. Și cum ai spus tu, să fim sinceri și să recunoaștem noi între noi, dacă nu reușim să învingem Iașiul acasă, atunci nu cred că merităm să rămânem în Liga 1 fără baraj. Absolut. Și la fel de sincer trebuie să fim, Cătălin, Ionuț, și realiști și să spunem că obiectivul secundar, și anume să mergem la baraj, era un obiectiv în urmă cu ceva timp irealizabil. E adevărat, dar nu putem trăi tot timpul din trecut. Până la urmă, la intrarea în acest play-out, eram pe poziție bună, pe poziție în care aveam de recuperat foarte puțin pentru a ajunge la acel obiectiv de a nu disputa barajul. Acum însă am început rău, am început foarte, foarte rău. Avem un singur punct din 3 meciuri. Asta înseamnă că de acum trebuie să vină victoriile și trebuie să recuperăm startul greșit, eronat, startul fals pe care l-am luat în acest play-out. Am încredere însă că mâine putem învinge Iașiul, o echipă care și ea
trece printr-un moment foarte delicat, o echipă care și-a schimbat antrenorul, a adus un antrenor foarte tânăr, fără experiență la nivel de Liga 1, și o echipă pe care evident ne dorim să o depășim și să astăzi și apoi să rămână în urma noastră până la finalul acestui sezon. Trag însă un semnal de alarmă. Dacă învingem mâine, nu este nimic câștigat. Dacă învingem mâine, este doar un pas normal pe care trebuie să-l facem în drumul spre atingerea obiectivului. Și spun acest lucru pentru că foarte mulți au senzația că dacă batem mâine, toate problemele se rezolvă dintr-o dată. Nu. Dacă batem mâine, singurul lucru pe care îl rezolvăm este că ne revine speranța și că nu se adâncesc foarte tare problemele, dar ecuația rămânerii în Liga 1 este departe de a fi rezolvată, chiar dacă mâine vom obține cele 3 puncte. Da, categoric. Trebuie să învingem astăzi și să continuăm pe aceeași linie, pentru că urmează un meci la Botoșani, Botoșani care a început să joace din ce am văzut așa cât de cât. Deci nu va fi ușor deloc acolo, dar, repet, dacă noi vrem să rămânem sau să ne salvăm direct, nu avem voie să nu învingem în meciurile astea. Sunt meciuri abordabile, sunt meciuri cu echipe care sunt cel puțin la același nivel, dar eu zic că suntem peste. Și apropo de asta, citeam o postare și într-adevăr așa este. Suntem singura echipă din Liga 1 avem 6 internaționali care au evoluat în meciurile naționalele lor în ultima perioadă. Deci asta ar trebui totuși să ne dea un imbold și să le spună: băi fraților, haideți că totuși aveți o valoare pe care trebuie să o demonstrați și aici, tot la echipele voastre naționale. Corect. În primul rând, ca să ajungă la echipele naționale, trebuie să demonstreze la echipa de club. Apoi, trebuie să spunem acest lucru, ei au rămas datori față de CV-ul lor, față de meseria lor, față de angajatorul lor, în cazul de față clubul Dinamo. Pentru că cel puțin în ultimile 3 meciuri, prestația lor a fost sub nivelul salariilor oferite, sub nivelul sumelor care s-au cheltuit cu ei și așa mai departe. Și trebuie să-și respecte CV-ul. Și aici, să știți că e o problemă în care îi punem pe toți. Vorbim de la antrenor până la jucători. Nimeni nu este scutit de, eu știu, aceste, dacă vreți, mici reproșuri pe care le facem. Pentru că dacă ne uităm pe hârtie, dacă ne uităm pe buget, dacă ne uităm pe lucrurile astea, Dinamo trebuia să fie lejer în afara locurilor de baraj, spun eu. Dar plătim tribut greșelilor care s-au făcut în acest sezon și este un tribut destul de enervant pentru noi. Te aștept la schimbări mâine în primul 11, Nicule? Nu știu ce să spun. Sunt jucători pe care nu i-am văzut de mult în... nici măcar să intre pe parcurs. Spuneai de, Ioane, de evoluția mea modestă din ultima perioadă, culmea, într-o perioadă în care noi aveam așteptări de la ei, pentru că ne demonstraseră cu ceva timp înainte, pe finalul sezonului regular, că adică jocul ne dădea speranțe foarte mari. Culmea, exact când trebuiau să demonstreze mai mult, atunci au clacat. Nu știu, sper doar să fi fost doar o conjunctură și a fost acea asociere cu meciuri modeste soțite de ghinion, pentru că să ai două meciuri la rând în care să fii, să iei gol la ultima fază, e groaznic. Cineva spunea, un antrenor, chiar adică spunea mie verbal zilele trecute, nu contează cine, că preferă să joc prost și să bat decât să joc bine și să pierd. Da, în aceste momente, în aceste meciuri, preferi să joci prost, să nu se vadă nimic. Că, Ioane, cine mai ține aminte că noi am jucat repriza a doua cu Petrolul foarte prost? Cine mai ține aminte că noi am evoluat foarte bine, foarte prost cu Galațiul, dacă noi obțineam 3 puncte, 2 cu Petrolul și 1 cu Oțelul? Nu ține aminte nimeni jocul, țineau minte doar punctele. Ne trebuie puncte, da. Și asta. Pe de altă parte, Nicule, dacă jocul nu se leagă și nu se leagă nici rezultatele, îți pierzi foarte tare încrederea. Absolut. Okay. Da, poți să ai un joc bun pe care să-l pierzi. Și am să-ți dau un exemplu. Uite-te la parcursul celor de la Voluntari. Au jucat foarte bine la Arad, împotriva unei echipe ciudate, ca să spun așa, care oricând poate să câștige și oricând poate să piardă, dovadă meciul de ieri. Au jucat foarte bine, meritau să câștige,
dar au continuat cu jocul bun și până la urmă au venit și două victorii pentru ei, două victorii care i-au săltat în clasament foarte mult. Ei, să joace bine și cu noi și să piardă. Da. Acum, eu spun că pentru moralul lor ar fi bine, ar fi ideal ca mâine să câștige într-o manieră categorică și automat atunci dacă vei câștiga într-o manieră categorică, nici jocul nu are cum să fie unul rău. Tu spuneai că, Nicule, am avut și ghinion. Da, au fost mai multe aspecte. Faptul că jucăm fără spectatori și aici aș vrea să fac o paranteză și să felicit încă o dată băieții de la DDB Ialomița pentru ceea ce au făcut. Faptul că mâine din Ialomița vor veni peste 100 de copii la meci este absolut, plus adulții care îi însoțesc, evident, este absolut extraordinar efortul lor. Și merită felicitați pentru că au arătat că pot gândi diferit, au arătat că pot să se focuseze pe soluții și nu pe probleme. Pentru că noi de multe ori căutăm vinovați, căutăm să stabilim o listă de vinovați pe care să-i infierăm cu mânie proletară. Și este absolut firesc pentru că și critica face parte integrantă din acest peisaj care se cheamă analiza fotbalistică. Dar există și băieți care au acceptat că s-a greșit, care au spus ok, suntem în punctul ăsta, hai să vedem cum mergem mai departe, hai să vedem cum putem ajuta mai departe și cum putem să fim și noi parte activă a ceea ce înseamnă salvarea lui Dinamo. Și bravo lor, băieții, respect pentru ce ați făcut, chiar respect. Băieții de la Academie, de la CS, bănuiesc că vin, Nicule, copiii. Absolut. Sunt cei care sunt under 14, vin însuțiți de părinți de... și-au făcut calculele fiecare să n-aibă mai mult de 3, știi? Adică e important să profităm și să speculăm acest aspect că minim 3, maxim 10, adică noi fi tâmpit să merg cu 10 când pot să merg cu 3, știi? Exact, și dacă sunt 10, nu-i nimic, atunci vin 3 adulți alături de ei. Exact. Și asta este foarte, foarte important. Da. Rugăminte mare am pus și pe ecran, dați-vă un like aceste emisiuni, nu pentru că suntem noi foarte buni și suntem, cu toată modestia care mă caracterizează în această dimineață, dar pentru că nu funcționează foarte bine notificările pe Facebook, pe YouTube și atunci... foarte mulți primesc notificarea undeva la finalul emisiunii sau după finalul acestei emisiuni. De aceea un like ajută ca emisiunea să ajungă la cât mai mulți dinamoviști. Da, nu am cerut asta în momentele în care notificările erau super, super ok, dar acum am constatat că foarte mulți dintre voi îmi trimit mesaje, importante. Nicule, înainte de a vorbi despre meciul de la fotbal, aș vrea să trecem puțin pe la volei, pentru că astăzi este un meci important, un meci care ne poate duce în drumul către un trofeu. Un meci crucial și spun eu extrem, extrem de dificil împotriva celor de la Arcada Galați. O echipă puternică, o echipă cu public în spate și am... un mesaj pentru voi din partea celor de la volei. Astăzi la ora 14 se pleacă către Galați. Puteți să mergeți și voi, pentru că mai sunt undeva la 15-17 locuri libere în autocar. Ce trebuie să faceți? Simplu intrați pe... am pus și noi postarea pe grupul Radio Dinamo. Intrați pe acea postare, contactați în privat, găsiți pe... de asemenea, postarea pe pagina de volei a Clubului Sportiv Dinamo, să fiți prezenți la ora 14 la sala Dinamo, plecarea cu autocarul și, repet, mai sunt locuri libere, cam 15-17 locuri libere. Chiar m-am zâmbit așa, Nicule, pentru că atunci când vorbim de Dinamo și de prezență, Mihai Rapotaru va fi prezent în autocar. Nea Mihai, da. E nelipsit, mă, n-ai. Da, Nea Mihai și cu celebrele lui drapele. Da. Face istorie în tot timpul. Într-adevăr, vorbeam la începutul emisiunii de o săptămână absolut deosebită din punct de vedere sportiv la Dinamo. Echipa de volei care are un meci decisiv pentru că este ultimul meci, este meciul în care putem merge în finală contra unei echipe, cum spuneai tu, foarte bune. Eu aș spune mai mult, e campioana ultimilor ani și reprezintă în volei, păstrând proporțiile totuși, cam ceea ce reprezintă Dinamo la handbal masculin.
și nu poți să nu te gândești că e o șansă imensă. Am vins acasă, am văzut meciul, a fost ceva senzațional. La basket, din păcate, na, calificarea în play-off de pe ultimul loc ne-a dus în fața celor de la UBT Cluj, o echipă pentru campionatul nostru multistelară. Și deși am avut în primul meci cel puțin o evoluție, în prima parte a meciului, prima jumătate de excepție, a trebuit să ne recunoaștem învinși, pentru că totuși diferența de valoare este foarte, foarte mare. Avem și aici meciul 3 la noi acasă, unde na, se poate întâmpla orice. La Polo, Ionuț, pentru prima dată după foarte, foarte mulți ani am devenit favoriți în fața celor de la CSM Oradea. Și avem și aici, nu mai știu ce zic, cred că, dar cred că totuși miercuri avem. Așa, după care, iarăși la handbal, avem primul meci marți, Ionuț, nu? Da, da, da. Accederea în Final Four. În Final Four ar fi senzațional, ar fi ceva wow. E o săptămână cu multe, multe, multe meciuri. Am avut rugby-ul care ne-a adus satisfacție. Da, 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 și avem și meci astăzi la rugby, la ora 11, meci rapid pe Florea Dumitrache, dacă nu mă înșel, fost o victoria. Am văzut Bulldogii în finală. Trebuie să recunosc că jocul nu a fost unul care să mă încânte, pentru că chiar glumeam înainte de acel meci. De fapt, nu glumeam, Cătălin a fost foarte serios când a spus: "Îmi pleca, dar te rog frumos să-mi scrii și mie pe cei care reușesc eseul din partea băieților noștri." Și n-a fost niciun, adică niciun eseu. Da, la urmă, o finală se câștigă și felicitări pentru că au câștigat evenimentul. Și m-am bucurat să văd realizările echipei de rugby, pentru că ani de zile a fost poate cea mai văduvită financiară echipă din cadrul clubului sportiv. Știu câte probleme au avut, ce probleme aveau, părea o secție care nu va avea niciodată gloria de odinioară. Și uite că au reușit cu efortul mari să câștige eventul și mă bucur. Mă bucură foarte, foarte tare că Dinamo a revenit acolo unde este locul la rugby. Deci aveți astăzi și săptămâna asta vor fi multe, multe Sunt multe evenimente. Uite, aș continua să le spun pe toate. Până la urmă, orice secție și orice nivel merită amintit. La secția de fotbal la CS Dinamo, Liga 3 astăzi joacă la Bejoi, fiind lideri detașați cu 10 puncte avans. Și aș vrea să lansez o invitație pentru miercuri. Miercuri la ora 12 pe stadionul central Dinamo, echipa Under 19 a CS Dinamo, antrenată de Bogdan Dobre, un nume arhi cunoscut în familia Dinamo, va juca returul semifinalei Cupei României împotriva compania, hai să spunem, celor de la Ceahlău Piatra Neamț. În tur la Piatra Neamț ai noștri au vins cu 2-1 după un meci în care pe care l-au controlat de la cap la coadă și scorul ar fi trebuit să fie mult mai mare, dar a devenit cu atât mai interesant pentru că am luat gol în ultimul minut și în loc de 2-0 s-a terminat cu 2-1. Deci miercuri, dacă n-aveți ce face și aveți chef să vedeți un meci, eu cred că merită văzut acești jucători, mai ales că mare parte din jucătorii care vor evolua sunt împrumutați de la FC Dinamo și aveți ocazia să vedeți cam cum evoluează și cam ce șanse ar avea să integreze ca și senior la echipa Dinamo în viitor. Da, corect. Și întrebare, domnul Dobre nu s-a săturat de trofee pentru că face ce face, joacă finală, da? Se vede munca lui, se vede munca lui. Poate antrenorul de la juniori, fie că vorbim despre FC Dinamo unde a activat ani de zile, despre Dinamo 1948, ca să nu se încurce, niciodată n-a activat pentru echipa lui Nicolae Badea, fie că vorbim despre clubul sportiv, reușește să ducă echipe către fazele superioare ale competițiilor. Și se spune despre el că este cel mai bun tactician. Dacă vrei să înveți tactica, jocul tactic, la acel nivel de copii și juniori, atunci trebuie să treci prin mâna lui Dobre, așa se spune înainte. Da, eu aș vrea odată să reușesc, ori eu, ori să pun, să rog pe cineva, ca la un meci să filmeze în continuu doar pe Bogdan, fără să știe omul, bineînțeles.
și să vedeți cam cum trebuie să se comporte și ce trebuie să facă un antrenor în timpul meciului, mai ales la un nivel de juniori, juniori mari. Într-adevăr, este un antrenor cu rezultate remarcabile în carieră și ce a făcut și acum la CS Dinamo este cu atât mai remarcabil. Mai ales că i-a luat, Ioane, a luat o echipă care era condamnată în momentul ăla să piardă și a dus-o unde este. Este pe primul loc în campionat cu un avans de vreo 14 puncte, dacă mi-aduc aminte bine, și astăzi joacă la Constanța, unde nu are voie decât să nu bată. Da. Și v-am spus, semifinala, returul, finala va fi după aceea la Buftea, la Federație. Ioane, te-am rugat ieri și o să vedem, facem, poate reușim să transmitem acel meci. Să sperăm, să sperăm că va reuși. Am o rugăminte la domnul Rareș Bogdan, că văd că a luat-o de dimineață rău de tot. Bă, prietene, bucură-te, poate viață, calmează-te odată. Deja ori nu ești dinamovist, ori dacă ești dinamovist, e foarte grav. Suferi de o boală care se cheamă pesimism și defetism în stare acută. Am înțeles, tu ți-ai pierdut orice speranță. Dacă ești dinamovist, te minți singur. Crezi că o să suferi mai puțin și crezi că Dinamo e deja retrogradată, dar spun eu, o să urli ca apucatul dacă Dinamo dă diseară gol. Dacă nu ești dinamovist, atunci ai o scuză. Dar dacă ești dinamovist, n-ai voie să fii niciodată așa pesimist. Ești o dovadă vie că avem și dinamoviști fricoși printre noi și dinamoviști lași. Nu poți să spui cu 6 etape înainte de final să vii și să faci pe victimă pe aici. Ai chef să plângi, prietene, du-te în altă parte, plângeți în pumn și fii bărbat. Pentru că bărbații își duc durerea pe picioare. Dar nu-i stresa pe toți cu fricile tale. Am înțeles că ți-e frică, tuturor ne e frică. Dar ori suntem câini și luptăm, ori suntem babe, ne punem pe canapea și plângem. Și tu mi-arăți că ești o babă care se pune pe canapea și plânge. Dacă îți revii, rămâi alături de noi. Dacă nu, măcar încearcă să-ți duci singur temerile pe picioare. Încearcă să faci asta. Da? E da. Cel mai sănătos. Îi dau un sfat atât, ca să nu, nici nu, să nu-l atacăm. Rareș, dă risip, tată, resetează-te și hai, treci la treabă. Bea o bere, fă ceva, nu-l atac, dar chestia asta, că mai sunt 6 etape, aoleu, suntem retrogradați, suntem bă retrogradați, că dacă eram retrogradați, acum vorbeam despre altceva și spun ceva și dacă Doamne ferește, deși nu cred, dacă Doamne ferește, Dinamo vor retrograda, vom fi tot aici, nu vom dezerta nicăieri. Bineînțeles, dar nu retrogradați. Mai... Exact. Până la urmă, când jucăm, astăzi sau mâine? Evident mâine jucăm. Și îmi cer scuze dacă am spus astăzi, dar e prea dimineață și pentru mine. Da? Da, e mult prea dimineață. Chiar spuneam lui cu momentul în care am intrat în emisiune, mă întrebam pe el, eu ce trebuie să fac acum, până să intrăm în emisiune, că nu mai vedeam butoarele. Da? Da, trebuie să găsim resurse de optimism și trebuie să mergem mai departe. Și mai ales băieții ăștia trebuie să înceapă să creadă în ei. Pentru că, vestul Nicolae, de încrederea suporterilor, știi cum e, încrederea suporterilor variază de la meci la meci, de la etapă la etapă. Dar încrederea jucătorilor este foarte, foarte importantă. Încrederea în forțele proprii, în ei ca echipă. Și sper din inimă că jocul ăla de pac-pac pe care l-au făcut la team building, dacă se împușcau ca chiorii pe acolo cu biluțe sau, mă rog, cu ce se împușcau ei, să le prindă bine, să-i facă în primul rând să se reseteze, pentru că sunt momente în care câteodată te resetezi și să aibă puterea să lupte și înțelepciunea să lupte și să nu le mai fie teamă, să nu le mai tremure șortul când intră pe teren. Ioane, acum glumind un pic, până la urmă au făcut team building-ul? Păi i-a lăsat de DB-ul? Băi, deci incredibil cum încearcă ăștia din presă, Nicule, că vorbim între noi, ei nu ne aud la ora asta, nu s-au trezit să ne urmărească emisiunea. Băi, băiatule, cum încearcă să bage bățul prin gard și să tensioneze atmosfera și să creeze o stare de nervozitate și de suspiciune în ceea ce înseamnă familia Dinamo. Nu i-a lăsat, au intervenit suporterii și suporterii au dat cu pumnul în masă și la cerința suporterilor. I-au băgat la antrenament. I-au băgat la antrenament. Ce au mai făcut suporterii, bă, băieți? Adică, serios? Deci este incredibil. Și știi ce se întâmplă?
pentru că în mod normal am ignorat chestiile astea dacă n-ar fi printre noi și dinamoviști creduri. Dacă n-ar fi încă dinamoviști care dacă văd ceva în presă, imediat cred ceea ce văd. Bă, suporterii dinamoviști nu se bagă peste antrenori. Ok, putem să comentăm acea decizie, să unii vor fi de acord cu un team building, alții nu, spun bă, o zi de antrenament, dar este una, dar de aici până la te duce și a dat cu pumnul în masă și a interzice o acțiune gândită și pusă în programul de pregătire al echipei de către antrenor, e cale lungă. E deja mult prea mult, adică nu am înțeles de ce au făcut chestia asta cei din Fanatic, dar au făcut-o urâtă. Și ce n-am înțeles niciodată cei din presă, Ioane, că de câte ori au fost la Săptica, suporterii, au fost ca să-i încurajeze, să le dea încredere și să-i susțină. Indiferent de momentul în care a fost s-a întâmplat acel lucru, suporterii doar asta au făcut de câte ori au fost la Săptica. Niciun jucător niciodată în ultimii ani nu poate spune că a avut probleme cu suporterii și că a venit cineva să dea cu pumnul masă sau să ia de jucători. Niciodată. Nu, pur și simplu la Săptica de câte ori s-a mers pe încurajare. Dar ei nu vor să înțeleagă treaba asta. Ei încearcă să facă subiecte senzaționale. Până la urmă înțeleg și pe ei. Bă, fraților, dar mai spuneți-mă așa adevărul, nu mai minciuni. Da, aici e problema. Pentru că știi ce se întâmplă? De la o știre de asta, de genul ăsta, peste 3-4 zile spunem, bă, uite, suporterii sunt cei care sunt responsabili pentru modul în care joacă echipa, că s-au interferat. No, de asta spun că a fost foarte periculos acel articol, extrem, extrem de periculos. Lăsând la o parte faptul că nu este normal ca antrenorul totuși să stabilească un team building miercuri, da? Și pentru joi și miercuri seara să apară în presă, e clar că acolo este o problemă. Da? A revenit Cârtița, a înviat Cârtița. Am început să ne revenim, da. A fost o perioadă în care nu se afla nimic din vestiar. Acum dacă spune antrenorul ceva, se află imediat. Iar apoi acea informare. Răzvan Bărbuleasa spune, hai să mai vorbim și de fotbal. Păi nu vorbim de fotbal toată săptămâna, că ne-ai urmărit în fiecare zi. Iar vrei să începem cu ce am greșit la Galați, iar vrei să dăm cu jucătorii de pământ, iar vrei să facem lucrurile astea pe care le-am făcut în permanență, în fiecare zi, de două ori pe zi, inclusiv aseară Sorin și-a spus punctul de vedere. Acum ce să facem? Să trăim meciul de mâine? Nu putem. Eu nu cred că vor fi schimbări și așa mai departe. Rareș Bogdan, hai că ai început să-ți revii, băiete. da, început. Nu, era omul speriat, adică eu pot să înțeleg lucrurile astea, pot să înțeleg temerile, dar hai să le ducem pe picioare, că dacă îi stresăm și pe ceilalți. Ioane, acum să fim sincer, bă, cui convine situația? Cui convine să suntem la retrogradare, cui convine că am jucat prost? Nimănui nu-i convine, dar ce facem, ce rezolvăm, cu ce ajutăm dacă suntem negativiști? Sub nicio formă nu ajutăm, ba dimpotrivă, facem mai mult rău. Ajungem să ne sfâșiem între noi că toți suntem câini și rezultatul care va fi? Dezastru. Așa că haideți să fim un pic mai optimiști. Eu sunt într-adevăr într-o chipare optimismului în general, dar poate că eu exagerez cu optimistul de multe ori, dar încerc să compensez cu cei care sunt foarte pesimiști. Să încercăm totuși să o scoatem la capăt împreună, pentru că e nevoie de toată lumea, de jucători, de staff și în ultimul rând de suporte, care sper eu că vor fi lăsați să fie prezenți totuși în urma deciziei comisiei de săptămâna viitoare, măcar, așa cum am spus, la ultimele două meciuri. Și totuși astăzi, Ioane, sper să avem o afluență mare de copii și parțial de adulți. Mâine. Acum te corectez eu, mâine. Da, realist care credeți că sunt șansele să batem Iași mâine? Păi avem toate șansele să batem Iași mâine. Dacă ne e frică și de Iași, înseamnă că, ok, e fotbal, se poate întâmpla orice, dar dacă vorbim de șanse, ce să spun, orice procent îl dau, este irelevant.
Pentru că am să vă spun ceva. Chiar dacă spun eu acum 70%, 80% sau 10% sau 20%, este absolut irelevant, pentru că nu avem niciun cuantum de măsurare a șanselor asupra viitorului, asupra unui eveniment care se va întâmpla mâine. Dacă ne uităm peste primul 11 al nostru, comparând cu 11-le lor, avem șanse. Dar, repet, am văzut în ultimile meciuri că nu joacă CV-ul, nu joacă cota de piață, nu joacă nici măcar salariile. Să spunem, băi, avem un primul 11, plătim mai bine decât primul 11 al lor și asta va face diferență. Nu are nicio legătură. De asta, ce șanse? Sunt șanse, evident că sunt șanse. Cum puteai să bași și Petrolul, erau șanse și acolo. Dacă nu intervenea arbitru, chiar se întâmpla chestia asta. Da, și ceea ce tot o gândeam înainte de începerea play-out-ului, Ioane, se întâmplă. Din păcate așa este. Meciurile din această perioadă nu au nicio legătură cu meciurile din sezonul regular, pentru că fiecare meci reprezintă o finală. Și o finală ai două șanse. Ori o pierzi, ori o câștigi. Prefer să o câștigi, dar na, se întâmplă să și să o pierzi. Presiunea este mult mai mare. Fiecare meci trecut lasă în față și mai puține meciuri în care poți să-ți revii. Așa că chiar e momentul să învingem și să facem un pas serios pentru realizarea obiectivului bunor. Ne tot întrebați de primul 11. Pe mine mă amuză întrebarea asta, pentru că țin minte într-o perioadă în care vă puneam să vă jucați de antrenori. Până la fel eram într-o situație similară cu aceea de acum, în care antrenorul de atunci folosea maxim 13 jucători din lot. Cum face și Kopici, folosește 12-13 jucători din lot, în rest la trecerea timpului, când e cazul, câte unul așa. Și unul dintre amicii noștri mi-a spus: "Hai, bă, Ione, îți bagi joc de noi? Ce am făcut, mă? Da, eu nu-i vinovat. Am făcut, mă, v-am pus să vă jucați de antrenorul." Nu, zice, ne pui să punem 13 jucători în 11 căsuțe. Adică cam asta am putea să facem. Ce să vorbim de primul 11? Posibil să avem o schimbare Amzar cu Bordușanu și cam atât. Nu poți să spui că avem 16 jucători, 17 în lot de valoare apropiată și că are o problemă antrenorul pe cine să bage. Era bine să fim în situația asta și atunci ne jucam și permutam pe aici, da, ne jucam de antrenori. Bă, dar n-avem, adică iertați-mă, dar chiar nu e cazul. Acum că putem noi să venim cu tot soiul de chestii științifico-fantastice și să jucăm în 4-4-2, sau, deși noi n-am jucat asta cu 4, sau că credem că va schimba în sistemul și vom vedea în teren pe băieții pe care noi am văzut până acum, da, putem să facem asta ca să treacă timpul, dar cu siguranță nu cred că vom vedea chestia asta. Ionuț, adică pe hârtie noi le schimbăm ușor așa, pe hârtie nu avem nicio treabă. Așa, ca să sintetizez legat de subiectul ăsta, am planificat la un moment dat, hai să mă înscriu la școala de antrenori. Păi când am văzut ce e de învățat, m-am lăsat pe gubaș. Băi, oameni buni, e o școală acolo. Dacă la licența C ai de învățat de te ia capul, nu mai vorbim de B, de A și de Pro. Cei care sunt antrenori nu sunt degeaba acolo. Noi ok, ne dăm cu părerea, noi putem să presupunem, dar asta nu înseamnă că ne pricepem la fel ca ei, să ne avem dreptate. Vă spun eu, încercați să vă uitați odată la cei de învățat pentru licența C și zis, o să spuneți, hai, las-o dracu, că mai am și altele de făcut. Da, mă uitam la un moment dat, apropo, în viață, ca să faci anumite lucruri, trebuie să te pregătești. Da, trebuie să, pur și simplu, să te pregătești. Da, și eu v-am spus, la mine în familie au fost doi copii, unul frumos și deștept și eu. La mine n-a mai rămas calitățile astea, că a avut grijă sora mea să le ia pe toate. Sora mea care, da, na, bază e programator și la un moment dat mi-a zis un prieten, a venit pe la mine și zice, bă, dar tu de ce nu te-ai făcut programator ca sorta? L-am luat și i-am arătat biblioteca după care am învățat sora mea și i-am spus, vezi toate cărțile astea, da, mie îmi trebuia două viețe de citesc, adică lasă. Și da, trei viețe le înțeleg. Și cumva știu acum când aveam o poză eu cu Simona Halep de la o emisiune și am pus eu pe grup. Și am văzut un comentariu care m-a distrat maxim. Zice, a, uite, Nicu Gramea, Nicu tenismenă, știi? Da. Da.
Adică să fim serioși, nu, noi, pentru noi chibiții, asta facem de viață. Credem că suntem cei mai buni antrenori. Știți de ce? Pentru că noi judecăm tot timpul după rezultat, după ce vedem meciul. E, să ajungi și să judeci înainte. Și atenție, nu că judeci de unul singur. Dinamo nu trebuie să fie mai bună decât Dinamo. Dinamo trebuie să fie mai bună decât adversarul pe care îl întâlnește. Pentru asta îți trebuie o pregătire. Plus că noi nu vedem alții, pentru că, uite, am văzut cineva, păi da, jucăm cu Costin. Bă, ăla n-a mai jucat din Paleolitic. Bă, ăla Da, n-a și te mai întreb de ce jucat. n-a jucat, că Și te n-a întreb de jucat ce n-a pentru că jucat. la antrenamente probabil nu dă randamentul care e așteptat de la el. Culmea că eu nu-mi se aduce aminte când a intrat prima dată, am zis, Doamne, ce jucători am luat noi de la voluntari. Ah, da, pentru că era dintre... Da, Nicule, dar trebuie să iei contextul. A venit atunci, noi bazându-ne pe lotul de Liga a doua, băiatul ăla când a venit avea un CV de jucător care jucase ani de zile la nivel de Liga 1. Da? Adică era diferență mare. Trebuie să vorbim și de context. Dacă ar fi venit în iarnă, de exemplu, Costin, am fi zis, ai, după bune, ce Da, naiba, te e răspund lui glumă. Redix. Te răspund lui Redix. E un gramenic care construiește în Mamaia Nord. Nu sunt eu, stai liniștit. Ți-ar fi plăcut să fii. Ți-ar fi plăcut să fii, Nicule, adică. Da. Nu, că mi-au auzeam vorbe după aia, că ba, uite banii de DB-ul unde... în construcții. Și dacă nu a jucat CNM ca și cum nu s-a antrenat sau a fost accidentat, e adevărat, dar să știți că toți antrenorii cu care am discutat, toți, dar absolut toți vorbesc despre ritm de joc și asta se capătă doar în meciurile oficiale. Un jucător care nu evoluează o perioadă lungă, îi va fi foarte greu în primele meciuri să intre în teren. Acum eu înțeleg ce spuneți. Acolo în locul lui Milanov, care a cam dezamăgit în ultimile meciuri, ar trebui pus un jucător cu calități de bandă și v-ați gândit la Costin. Eu îl scot din ecuație și am să spun de ce îl scot din ecuație. Poate nu îl scoate Kopić, pentru că a tot avut timp până acum să-l convingă pe Kopić și n-a reușit să o facă. Mă îndoiesc că va deveni dintr-o dată titular, pentru că nici măcar n-a fost introdus 10, 20 de minute, 30 de minute, nu știu. Nici când nu a mers Milanov, Kopić nu a apelat la el. Este un mare semn de întrebare acolo. Uite ce mă întreabă Gianni Sandu, de ce nepotul tău a devenit cel mai slab din lotul parului? What? A fost la cură de slăbire. Da, chiar nu înțeleg întrebarea asta, că și de unde până unde? Da, mă rog. Păi știu Hai că să joacă, trecem. nepotul tău joacă E și și e capitan titular. de echipă și joacă E și o și face și... capitan de echipă, exact. Adică de unde tragi Gianni conclu? Gianni, de ce te-ai împiedicat tu aseară, Gianni? Acum, Bățu, lasă bățu! da, fii sincer cu noi, ai trecut pe acolo, ai văzut o Damigiana, era dotată corespunzător, așa zic statisticile. Bă, dacă ar fi fost la Dina Grameni, nu ar fi jucat titular la Hagi, ca la Hagi dacă nu dai randament, nu joci. E simplu și n-ar fi fost capitan de echipă și n-ar fi jucat meci de meci. Adică, da, nu, Gianni s-a împiedicat pe acolo. Spune eu ce a făcut, a coborât aseară în Beș Moldoveanu și ce a zis? Bă, e vineri seara? E în regulă. E în regulă, adică a zis, bă, am drum pe la Vaslui zilele astea, nu-i nicio problemă, mă antrenez de acum. Bă, combinația letală. Moldovean vineri seara, știi? Exact. Bine, Gianni, nu te spune, glumim, îți dai Nu, seama. glumim, glumim. Și cei care sunt din zona Moldovei să nu se supere, noi efectiv glumim. Așa, na, știți cum e. Așa se spune că moldovenii când văd o Damigiana nu rezistă sentimentului, Da, știi da? cum e exact? În urmă cu mulți ani, Ioane, eram în zona eroilor, acolo la stația de metrou și erau tarabele alea cu flori. Și de câte ori intram acolo, noi aveam treabă la metrou, aveam un florar care îmi spunea, noroc Machedone, salut Machedone, o dată, de două, de cinci ori, de 10 ori și la un moment dat, și eu, noroc Țigane. Bă, ce s-a supărat pe mine? Stai un pic, e același lucru, de ce te superi? N-am mai vorbit cu mine. Domnul Rareș Bogdan, am înțeles că v-ați fost optimist, dar să spuneți că în orice caz Kopić cred că noaptea merge la șprițuri, nu are timp de antrenamente, antrenamentele le face Sorin Colceag. Aoleu, de unde ați tras? Deci, e noaptea minții dimineața asta, da? Bă, băieți, ce aveți? Gianni a Detective, luat o razna. detective. Da, Gianni
Gianni a luat o razna. Rară și-a luat o razna. De unde până unde copii la șprițuri? Adică, mi se pare unul din oamenii mult bun simț și foarte, foarte, foarte... Uite un comentariu cumpărat. Adevărat, Daniel Ene. Da. E frumoasă emisiunea, e terapie în grup pentru toți să-și spun păsul de trebuie să avem răbdare cu unii cu alții. Da, corect. Da, terapie exact ca la alcoolici, știi, că vedem în filme, că n-am fost acolo încă. La aia cu alcoolici anonim, știi, sau cu oamenii care au depresii, scoate pe unul în față, zi frățioare, ce ai pe suflet? Ce zice ăla acolo? Da. Cum ai, ce mai de voi la noi acum, Ioane, trebuie să sunt, numele meu este Cutare și sunt din Aovi și noi trebuie să începem să aplaudăm, știi? Welcome! Bă, adevărul e că ar trebui făcută chestia asta, să spun de ce, pentru că la cât de tare ne stresează de ani de zile, de când ne știm clubul ăsta, fie că vorbim despre nivel de sus, fie că vorbim de nivel de jos. Eu mă stres pentru că și lupta pentru primul loc de atunci când eram eu copil era un stres, da? Dar mai ales în ultimii ani, cred că avem nevoie cu toții de terapie. Adică... Bă, orice, poți să spui orice, Ioane, despre noi, dacă suntem sănătoși, nu mai poți să spui. Nu, n-ai cum, n-ai, Dumnezeule mare, adică sunt niște lucruri pe care nu le poți explica. Explică-i unui, ia ultimul caz, da? Bine ai venit, Albert. Da, Albert, de când te așteptam, aplauze pentru Albert. Bravo. Da. Acum, revenind la discuția despre stresul de la Dinamo. Da. În ultimii ani am luat o razna cu toții și uite, explică-i unui non-microbist sau unui suporter detașat, da? Cum s-au chinuit niște nebuni să adune 100 de copii să meargă la un meci, iar meciul se desfășoară la 100 și ceva de kilometri de locul lor de origine. Vă dați seama, da, că trebuie autocar, trebuie să ai grijă, să aibă ăia ce mânca pe drum, adică sunt efort. Explică-i unuia că din pasiunea pe chestia asta. E cu dublu impact asta și cu atât mai mult trebuie apreciat. Unul la mână că reușești să aduci oamenii să fie prezenți în tribune și doi la mână, băi, ai câștigat 100 de copii, ai făcut Dinamo Bici dacă nu erau. E senzațional ce au făcut. Bravo lor! Da. Am înțeles, mă, ce e Curare și e prea tânăr. Ține cu Dinamo din anul 2000. În 2000 eram deja. Mă, copile, revin, Osbun. Da, dacă tot ești așa în depresie, fii atent. Ascultă-mă cu atenție. Bă, tu ești și fotbalist, sigur. Da. Dacă ești din București, da, ca să-ți treacă depresia asta profundă prin care treci, ieși astăzi că e frumos afară, du-te prin Herăstrău, du-te prin Cismigiu, 35 de ani, enervant de tânăr, prietene. Adică du-te prin Herăstrău, prin Cismigiu, ai ce vedea, sunt frumusețile naturii care... Păi la 35 de ani, frățioare, trebuie să... Era să spun o prostie. Să rup masa în două, da, știți voi cu ce mă refer, și să ieși pe stradă să te bucuri de viață. Tu stai și plânge. Nu, atitudinea asta cu aoleu nu e bună. Da, nu, la 35 de ani este... Am înțeles dacă era un cineva care, eu știu, avea 60, 70, 80 de ani, cum am eu, și spune, bă, când mai văd și eu Dinamo campioană, pot să o înțeleg. Dar la 35 de ani, prietene, 35 de ani, po bune? Păi mi-ar fi și rușine să spun vârsta la 35 de ani. Adică... Auzi, da. Ioane, eu tac. Da, mi-ar fi și rușine să comentez. Știi cum e? Păi ești încă pe... La 35 de ani ești încă pe iaur bulgăresc, prietene, până mai crești, până mai așa. După aia poate să vină depresiile. Da? Bun, lăsând gluma la o parte, cu toții trecem prin momente la toți greu. La toți ne greu, da. Tu cu Borcea, eu n-am nicio treabă cu Borcea, cu Cristi Borcea, evident. N-am nicio chestie cu el. Nu. Să-i dea Dumnezeu sănătate, este un bun creștin care a respectat ceea ce spune Biblia, nu ca voi, pentru că Biblia asta spune, crește și vă înmulțiți. Da, deci cum să spun, omul a știut să se înmulțească. Bravo lui. Acum știu că sunteți geloși.
sunteți foarte geloși, sunteți invidioși pe el, pentru că, uite, el n-ar fi avut nicio problemă nici la vârsta asta să vină cu câțiva preșcolari la meci. Îi găsea pe acolo, prin familie, da? Da, în curtea lui. În curtea lui, pe asta spun. Acum, da, vă încearcă gelozia, pentru că tot audă, uite, bă, câți copii are și ăla. Păi, da, mă, dacă voi nu sunteți în stare, trebuie să fie cineva în stare. Da. E bine, totuși, exact ce vorbeam. Terapie de grup, terapie de grup. Corect. Suporterii din Amovi sunt măscăriți de 15-17 ani, nu credeți că ajunge măscăriți? Lipsa de performanță nu înseamnă că te măscărește cineva. Să fim serioși. Bă, treci prin, în viața oricărui club, treci prin momente bune sau mai puțin bune. Ia uitați-vă la Hamburg, că tot o să merg eu în curând acolo. Ia uitați-vă la ei, cam de câți ani și cam ce fac și unde au fost. Au fost mult mai sus decât noi. Despre ce vorbim? Sunt momente când nu poți să mai ajungi la nivelul la care ai fost, din varii motive. Sperăm să le rezolvăm, sperăm să ajungem din nou acolo. Dar asta nu înseamnă că dacă nu vom ajunge prea curând, vom dezarma. Nu. Noi trebuie, nu știu neapărat că trebuie să luăm exemplu de la alții, că până la urmă și noi facem același lucru, dar la nivelul educației noastre fotbalistice. Leeds United sau cine, Stoke City sau... Nu mai vorbim de Nottingham Forest, care ani de zile a lipsit total din peisajul fotbalului, da? Pentru noi a lipsit, că la ei nu era lipsit. Prima câștigătoare a Cupei Campionilor, dacă vorbim de Nottingham? Dublu câștigătoare, da. 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 Avea un imn foarte frumos, făcut după They Have the Whole World in Their Hand. Un imn foarte mișto. Dați căutare după imnul Nottingham Forest și o să vedeți despre ce este vorba. Da. Bun, Nicule, urmează o săptămână, repet, și urmează astăzi avem meciuri importante. Am uitat să vă spun despre asta, pentru că astăzi la ora 13:30 avem astăzi la ora 17:30 avem voluntari cu oțelul și aici sper să învingă cei de la oțelul sau să fie un rezultat de egalitate, sper să nu mai bată voluntariul. Ajunge, bă, gata. Nu, să bată oțelul, da? Ar fi mai bine chiar. Să bată oțelul ar fi cel mai bine. Avem, deși pare că nu ne interesează, dar ne interesează. La 21:30, Cluj-Petrolul, pentru că o victorie, o eventuală victorie a Clujului, care sunt favoriți în acest meci, ar băga și Petrolul într-o zonă de-asta alunecoasă. Iar mâine avem Botoșani-Craiova, unde îmi doresc un rezultat de egalitate. Acum, ce se întâmplă la meciul de mâine? Paradoxal, orice rezultat, dacă noi învingem mâine seară, orice rezultat poate fi în favoarea noastră. Dacă bate Craiova, atunci ne luptăm în continuare cu Craiova și Botoșaniu deja își pierde orice șansă. Un rezultat de egalitate evident ne-ar avantaja. Dacă învinge Botoșaniu și noi învingem Iașul, atunci urcăm peste Craiova în clasament. Da. La meciul ăla, culmea, toate rezultatele pot fi în favoarea noastră, dar cu o singură condiție. Condiția este să bată Dinamo. Da, este... Asta trebuie să facem. Noi, asta ar trebui să în primul să ne intereseze și să reușim să învingem, să luăm 3 puncte și atunci vom privi un pic mai de sus lucrurile, să știi. Da. Oțelul o să meargă cu echipa a doua. De ce credeți că o să meargă Oțelul cu echipa a doua? Pentru că Oțelul, dacă va avea un parcurs bun, poate să termine și pe primul loc în acest, exact. În acest play-out. De ce? Mai ales când gândiți-vă, ieri, de exemplu, UTA a luat bătaie de la Hermannstadt, care este o echipă ca Hopa Mitică și care are probleme financiare destul de mari. Probabil își vor lua licența de pe ultima 100 de metri și nu știu dacă își vor lua licența pentru Europa. De ce ar ceda Oțelul și nu ar trage mâine ca apucații în condițiile în care, nu astăzi ca apucații, în condițiile în care Oțelul poate juca în cupele europene. Adică, sau măcar să ajungă pe o poziție mai sus, să ia niște bani mai mulți. Nu, ți-mă întreabă Romica Măzilescu, Nicule, ce mărime porți la tricou? Nu-l dau, Romica. După meci nu-l dau. Eu și eu am vrut,
Și eu am vrut să zic. Apropo, Nicule, la meciul de mâine va fi tot băiatul sau vei fi tu? Nu, nu, voi fi eu. Pentru că, da, atunci, acum o să fie și adult și asta mă întrebam. Va fi Nicu junior sau Nicu senior în teren? Da. A fost frumoasă ideea, drăguță ideea, la un meci în care sunt copii să fie băiatul acolo. Ca și da, din câte știu de la Johnny, Colina, cel puțin asta ar fi vrut el, dacă rezultatul ieșea bun cu Petrolul, s-ar fi făcut un subiect și din asta, deși mi se pare că se merge prea departe, dar na, faptul că la un meci de copii și asta am văzut că a postat amicul nostru Gabi Safta Ionuț, că i s-a părut interesant ca la un meci de copii să fie un copil și la sala Dinamo, unde a fost suporterii, să fiu eu și culmea că din aceeași familie. Da, a fost ceva interesant, dar nimic mai mult. Da, și apropo de asta, sper ca cei de la firma de catering să fie inspirați și mâine să vină cu mulți pufuleți, cu de-astea ce vor copiii, cu bomboane, cu pufuleți. Acadele, acadele. Acadele, da. Eu îmi doresc și cred că nu va bate Craiova, spune Marius Văduva. Dar și dacă bate Craiova, repede, depinde de meciul nostru. Dacă bate Craiova, atunci Botoșaniu pierde o mare, mare șansă de a mai spera la un loc de baraj. Și nu se poate intra în tribună cu un copil. Aveți acolo toate datele pe mai caută doi vecini. Mai caută doi vecini. Sau, mă rog, dacă mai găsești doar unul, încearcă așa. Nu, cu un adult cu un copil nu se poate. Să nu arunce cu acadelele în teren. Suspendă terenul. Haideți, mă, copil, să arunce acadeaua din mână. Ce aveți? Adică, mă uitam ieri la meciul UTEI. Au reușit să facă un lucru foarte bun cei de la Arad și asta poți să o faci când e o echipă a județului. Au vorbit cu inspectoratul școlar și au chemat foarte, foarte mulți copii care aveau în ziua de școală altfel, săptămâna altfel la școală. Și atunci au vorbit și i-au dus la meci ca activitate școlară. Atenție, deci acea prezență a copiilor la meci era activitate școlară. Și la un moment dat îi conduceau ăștia de la 3-0. Păi, n-aveau nicio treabă copii. Erau fericiți acolo că erau pe stadion. Țipau, n-aveau nicio chestie. Nu păreau deprimați, nu păreau în niciun caz. Ei se bucurau acolo că văd fotbal. Ce am remarcat la meci acolo? Un moment foarte, mi s-a părut foarte interesant. Entuziasmul lor a atins cote maxime în momentul în care s-a făcut schimbare și a intrat pe teren Rareș Pop. E mai tânăr, e mai apropiat de vârstă cu ei, probabil că a devenit așa un fel de idol pentru ei. Dar chiar a atins cote maxime entuziasmul lor la acel moment, să știi. Da, păi asta spune, interesant. Copiii, pentru că noi la un moment dat, noi adulții, eram în Liga și în Liga a doua și de multe ori, eram... Da, când jucau banii, Bortușanu, când jucau Aiurea, spuneam, hai mă, lasă-ne, mai caută ăștia, nu știu ce. Copiii, în schimb, și vedeam pe stadionul Dinamo, când ăștia mai stăteau în tribună, apoi se duceau să ia autografe de la ei și poți să-și facă poze de zici că jucaseră cel puțin finală de Champions League. Pentru că erau mai tineri, da? Și pentru că rezonau mai bine cu ei. Da, și ei noștri nebunesc, da, când intra Amzar și banii. Nu, copiii văd lucrurile diferit. Ei rezonează cu cei mai apropiați de vârsta lor, cumva. Da, când intra Amzar și banii, nebunim și noi, adică, nu? Nu numai copiii. Nu numai copiii, da. Adică mai contează și vârsta pentru acei. Da, de asta spuneam, entuziasmul ăla erau la 3-0 pentru adversari, ei n-aveau nicio treabă, se bucurau că erau acolo la fotbal. Bine, nu știu cât de bucuros a fost Nemircea la finalul acelui meci. Da, adică Nemircea care, să fim serioși, își dorește să termine pe prima poziție, care are orgoliul ăla permanent în el, care îl trage de mânecă. Da. Apropo de UTA, însă UTA oricum, și dacă termină pe primul loc, da, să spun, UTA e o echipă liniștită. UTA este o echipă chiar liniștită. Vedeți voi, aici se face diferența. UTA este o echipă care nu are nimic de în momentul de față, nu va retrograda, nu va ajunge pe loc de baraj, că n-are cum. Iar în privința obiectivelor la nivel superior,
Nici ăla nu e foarte real pentru jucători, pentru că ei nu pot participa în nicio cupă europeană, nu și-au luat licența pentru Europa. Deci ei joacă să fie jucat acest play-out. Da? În schimb, cei de la Hermannstadt, cred că orice clasare superioară le-ar asigura o liniște financiară, pentru că, din câte am înțeles eu, e destul de groasă situația la ei și, uite, e un semn pentru că a demisionat președintele Coman. Da, Coman, care, culmea, spunea ieri la interviuri că nu există probleme financiare și că nu ăsta e motivul pentru care a plecat, că banii sunt la zi, n-au nicio fel de problemă financiară, deși se vorbește în târg cu totul și cu totul altceva. No, mă rog, vom vedea, dar, iarăși, noi trebuie să ne vedem de ale noastre. Trebuie să ne vedem de joaca noastră și de punctele noastre pe care trebuie să le câștigăm. Asta ne interesează și asta trebuie să facem, să învingem, să facem puncte și să ne salvăm. Adică, bă, fraților, vreau și eu să plec în concediu liniștit, pe dracu, nu plec nicăieri. Dar să plec mai devreme în concediu, știi? Nu, mă, știi ce vreau eu, Nicule? Când mergem la nuntă la Bogdan, la Alecu, să fim liniștiți. Să fim liniștiți, da, să nu stăm cu stresul că avem baraj de disputat. Da, pentru că auzi, da, și așa Bogdan Alecu deja are un stres, un nunta. Îi mai dăm și noi unul cu meciurile. Îi mai dăm unul suplimentar, mai ales că va fi prezentă toate, așa cum e frumos, mai toată echipa Radio Dinamo la Sibiu, la acel eveniment. Va fi o deplasare frumoasă și lungă. Da. O deplasare interesantă. O deplasare interesantă, da, în care am avut surpriza să constat că toată echipa Radio Dinamo va fi prezentă. Mici, foarte mici, de fapt nu cred că e vreo excepție. Va veni Sorin, vine Bendy, vine Sorin, vine Dragoș, vine Mateo, toată lumea. Dar e normal că e unul de-al nostru și ne bucurăm pentru el și e normal să fim alături de el. Când e nunta lui Bogdan? Păi asta e, că e în mai, băgăm și picioarele. Dacă jucăm baraj, va fi probabil înaintea primului meci de baraj. Sau chiar în... chiar în... Da, cum ar fi dacă, să fim nevoiți să dacă, ne uităm la televizor în timpul meciului? Dacă jucăm... Exact. Vedeți, poate mă uitați iar la hotel. S-a întâmplat. Băi, să știi că... Ovidiu, acum lăsând gluma la o parte, nu doar pe tine te-am uitat la hotel, m-au uitat sără și pe mine la hotel. A fost o neînțelegere. Ei au spus, venim și te luăm și mergem în oraș. Au rămas la Alecu acasă și pe mine nu mai mi-a sunat nimeni. Până am dat eu telefon, ce faceți, mă? A, păi nu mai ieșim în oraș. Bine, și pe mine m-a lăsat aici singur, adică. Este spunul Florea Gogot. Florea, da, tată, nu, femeile nu-și spun vârsta. 66 sunt, tată, 66. Mulți înainte, Nicule, și gata, terminăm și noi emisiunea. Nu, bă, nu 66 de ani, băi, nu 66, alo, nu 66. Da. Nu ne dă Bogdan eugeniile înapoi, să știți că la nuntă dai, nu primești, adică nu primim eugeniile înapoi. Din potrivă, am comandat 3 camioane de eugenii pentru nunta asta, adică am adus direct din China. Am zis asta, din România spre ascunte, am adus eugenii din China. Dragilor, îi mulțumim lui Nicu pentru că și-a făcut timp să fie alături de noi. Vă mulțumesc vouă pentru că și voi v-ați rupt din timp să ne urmăriți. Ne vedem în această seară, probabil va avea emisiune, urmăriți pagina lui Ciucudean, pentru că sigur va avea emisiune la 19, cred, alături de Bogdan. Da, la 19, iubim pentru Dinamo, ei vor fi în această seară. Mâine dimineață, la ora 10, vă veți bea cafea alături de Cătălin. Cu mine vă vedeți la avancronica acelui meci făcută de pe Arcul de Triumf. Să aveți o sâmbătă frumoasă, oameni buni. Bucurați-vă de viață, găsiți-vă resurse de optimism și încercați cel puțin până mâine să fiți mai puțin emotivi și mai puțin încrâncenați. Vom trece noi și hopul de mâine. O zi excelentă vouă, un weekend fain. Hai Dinamo! Hai Dinamo! We'll be right back.